Supărarea și recunoștința, o poveste populară. Doi prieteni mergeau printr-un pustiu. Drumul era lung și plin de primejdii. Odată ei s-au certat și unul i-a tras altuia o palmă. Acela nu i-a răspuns, doar a scris pe nisip: azi, cel mai bun prieten al meu mi-a dat o palmă. Peste câteva zile au ajuns la o oază și, în timp ce se scăldau, unul din ei era mai să se nece, dar cel care îl lovise acum i-a salvat viața. Atunci, primul a dăltuit pe o stâncă de piatră următorul mesaj: azi, cel mai bun prieten al meu mi-a salvat viața. Al doilea l-a întrebat: de ce atunci ai scris pe nisip, iar acum pe stâncă? Prietenul i-a răspuns: pentru că am vrut ca vântul să șteargă inscripția aceea. Dar inscripția asta vreau să nu dispară niciodată. Învață-te să scrii supărarea pe nisip, iar bucuria și recunoștința în piatră. În acest fel, lucrurile care nu au importanță se vor șterge mai rapid, iar cele care merită să rămână nu vor dispărea niciodată. Abia aștepți următoarea poveste? Abonează-te la canalul de YouTube Totul este posibil pentru a primi o notificare când publicăm noile episoade. Noapte bună, copii!